privește ciudat când spui că vrei să mergi. Ai avut cancer. De aceea, vă invit să susțineți proiectul Sunt OK, prin care tineri pacienți afectați de cancer pot accesa suport emoțional, online, oricând, oriunde și fără prejudecăți. Susține campania donând prin aplicația BT Pay și ajută-ne să spunem Sunt OK. Acestea sunt cuvintele lui Amy, un tânăr care a supraviețuit cancerului. Alături de noi în studio sunt Delia Coldea de la Asociația Little People România și Diana Necșulescu, care a înfruntat și ea această boală. Bine ați venit în direct pe Drum cu Prioritatea la Europa FM. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim aici. Și noi ne bucurăm. Este vorba despre reprezentante ale asociației Little People, o asociație care se ocupă de copiii și adolescenții bolnavi de cancer din cele 9 mari centre de oncopediatrie din țară, oferindu-le suportul emoțional de care au nevoie pe durata tratamentului. În 2006 ați înființat Clubul Temerarii, Comunitatea Națională a Tinerilor Români Supraviețuitori de Cancer, o comunitate ce numără astăzi peste 700 de membri. A devenit astfel cel mai mare grup activ de sprijin reciproc în rândul adolescenților și tinerilor adulți afectați de cancer și totodată una dintre cele mai active comunități de acest gen din Europa. La întâlnirile anuale cu temerarii s-a întâmplat ceva. Copiii supraviețuitori au spus că au nevoie de ceva. De ce anume? Da, ne-au spus în repetate rânduri că își doresc să acceseze serviciile unui psiholog și după ce termină tratamentul și se întorc la ei acasă, în orașul lor, în comuna lor sau în satul lor, fiecare de unde a venit la tratament. Și ne-au dat și telefoane după terminarea tratamentului să ne solicite sprijinul. Ei fiind în număr foarte mare, ne-am gândit ce am putea face să venim în întâmpinarea acestei nevoi reale. Pentru că lumea poate să creadă că după tratament totul este bine, gata, ai scăpat, ai învins cancerul, totul e minunat. Însă pot apărea tot felul de frici, de probleme legate de integrarea în mediul școlar, dacă ai fost la școală înainte, probleme legate de diferite frici, frica de recidivă, și atunci ne-am gândit să venim să-i ajutăm cumva. Și a apărut această platformă, se numește Sunt OK, platformă prin care pacienții pot beneficia de la distanță de sesiuni de consultație psihologică și psihoterapie, ori de câte ori au nevoie și oriunde se află în România, discutând online cu acești specialiști. Și aici m-aș întoarce la Diana. Diana, tu ai învins această cuplită boală. Exact. Și spune-mi, te rog, după acest moment, care au fost greutățile cu care te-ai confruntat tu, apropo de nevoia de a discuta în continuare cu un specialist în domeniu? Care sunt acele frici despre care vorbeam mai devreme? Cumva, frica de recidivă continuă să rămână cu tine, pentru că totul e imprevizibil și niciodată nu știi cu ce te vei confrunta. Totodată apare și frica de reintegrare în societate, pentru că te întorci la școală, însă colegii tăi poate nu știu exact prin ce ai trecut. Înțeleg cuvântul cancer, poate știu ce presupune, însă nu au trăit cu tine și nu îți știu emoțiile și fricile cu care ai rămas după terminarea tratamentului. Și chiar cred cu tărie că platforma Sunt OK ne poate ajuta în continuare, pentru că atunci când suntem la tratament, poate beneficiem de cei aflați de la Little People pe secțiile de oncopediatrie. Însă, așa cum a spus și Delia, apoi ei nu mai sunt. Nu și... mai sunt, însă nevoile rămân exact, acolo. Exact, exact. Poate că nu le spunem cu voce tare de fiecare dată, însă ele cumva în subconștientul nostru încă sunt. Diana, câți ani ai? Acum 21. Mulți înainte. Mulțumesc și sănătos frumos să fie. Spuneți-mi ce e culeuțul ăsta pe care l-am primit cadou. Da, Leuțul Curajos este mai mult decât o mascotă, este prietenul copiilor bolnavi de cancer. Leul a fost și el la tratament, și-a pierdut coama, i-a fost frică de branulește injecții și acum este curajos și învață pe copii să spună nu-mi e frică, care este numele programului nostru.
Am avut o știre acum ceva timp pe Drum cu Prioritate despre un copil din Statele Unite care a învins această boală, s-a reîntors la școală și colegii i-au oferit o primire deosebită, l-au strâns în brațe, l-au felicitat, i-au asigurat tot suportul din lume atunci când s-a reîntors la școală. Cred că despre asta este vorba. Da, despre asta este vorba. Eu fac parte dintre norocos, să spun așa, pentru că de aceeași primire am beneficiat și eu. Însă cunosc teme rari care s-au confruntat la școală atunci când s-au întors cu izolare, să spun așa, din partea celorlalți. Pentru că, deși suntem în anul 2020, lumea încă mai are convingerea că poate fi contagios cancerul, surprinzător, dar încă mai sunt persoane care cred acest lucru. Ceea ce este total greșit. Dar cumva acest lucru îi afectează fără ca cei care îi pun deoparte, să spun așa, să-și dea seama și au nevoie de ajutor pentru a putea trece peste asta. Tu ești cel mai bun exemplu și te-aș ruga să le transmiți un mesaj ascultătorilor noștri care se pot afla într-o situație grea din punct de vedere al sănătății în momentul ăsta. Cum ai reușit tu să treci peste problema asta? Din toate punctele de vedere. Evident, cu ajutorul medicilor. Al părinților, al prietenilor. E foarte important să nu te simți singur și să știi că ai persoane pe care te poți baza și care sunt alături de tine. Dar și cel mai important este să crezi că te vei face bine. Astea sunt niște cuvinte foarte, foarte importante. Să crezi că te vei face bine. Este vorba de poate de acea gândire pozitivă și exact. De încrederea pe care o ai în propriile forțe. Deși atunci nu tocmai aceasta este gândirea pe care o ai, dar cumva trebuie să-ți impui și să crezi că așa va fi. Și dacă nu reușești tu să-ți impui gândirea asta, să fii ajutat să ai gândirea asta. Da, pentru că poți fi ajutat să-ți schimbi gândirea și, de exemplu, noi temerarii mergem în spitale și vorbim cu pacienți care trec poate prin aceleași lucruri prin care am trecut și noi. Poate nu am avut același tratament sau același diagnostic, dar cumva avem niște puncte comune în această luptă și vrem să le transmitem speranță și faptul că nu există, nu pot și că nu trebuie să le fie frică și să fie curajoși în această luptă. Delia, să mai spunem o dată numele platformei. Platforma se numește Sunt OK și oamenii o pot accesa de pe, tinerii afectați de cancer o pot accesa de pe site-ul nostru, www.thelittlepeople.ro. Little People oferă aceste servicii gratuit, să reamintim acest lucru. Cum vă putem sprijini? Prin donații, prin ajutor, orice fel de ajutor. Da, primul sprijin l-am primit de la Banca Transilvania și oamenii pot să doneze prin BTP. Există un număr de SMS unde pot să ne trimită donații și Banca Transilvania o să adauge de la ea 5 lei pentru fiecare donație. Iar cei care nu au card sau cont la Banca Transilvania ne pot ajuta printr-o donație la numărul nostru de SMS, trimițând la 8844 cuvântul cancer, sau pot să facă donații de pe site, avem acolo contul nostru și ne pot ajuta și astfel. Au început deja să apară programările pentru psihologi? Avem 4 tineri care s-au înscris și urmează să-și programeze ședințele de terapie. Eu sper că după această întâlnire pe care am avut-o la Europa FM pe Drum cu Prioritate, numărul ăsta să crească mult mai mult. Mulțumesc tare mult pentru prezența voastră, mult succes vă doresc și multă putere. Multă putere să-i ajutați și pe alții care sunt în nevoie în momentul ăsta. Mulțumim foarte mult! Mult. Numai bine! Succes!